Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața, Dani! Am venit la Muzeul Antipa, acolo unde cei mici, puțin mai norocoși decât noi, pentru că au scăpat de școală de mai bine de 2 săptămâni, au ales să revină la cursuri, de această dată la cursurile unei școli de vară. Și pentru că vorbim de soare, de mare, astăzi au ales să vorbească despre fauna și flora protejată. Zic bine, alături de mine este Alex, cel care se ocupă de școala de vară. Bună dimineața! Bună dimineața! Fauna protejată de floră, mai puțin acum, deși și flora este protejată, dar noi aici la Muzeul Grigore Antipa ne ocupăm în principal de animale. Deci avem un modul despre animalele protejate din România. Pe scurt, cât ține școala de vară, cine poate să vină și ce învață copiii aici? Școala de vară ține fiecare modul câte o săptămână. Vor fi module până la începutul toamnei. Pot veni copii între 9 și 14 ani și învață diferite lucruri în funcție specificul fiecărui modul. La noi vom vedea ce animale sunt protejate, ce înseamnă să fie protejat, de ce ajung să fie protejate, ce specii din România sunt protejate, câteva discuții de cazuri mai interesante și, de asemenea, foarte important, cum se realizează această protecție și ce putem noi face pentru aceste specii periclitate. Sunt curioasă pentru că l-am văzut mai devreme pe Armand, am făcut cunoștință cu el, foarte, foarte pasionat de animale. Sunt curioasă, ce știi tu despre animalele protejate din România? Știu că ele nu pot fi vânate. Da. Și decât cu un acord de lege pot fi vânate. Dacă nu există acord, este amendat. Și pe avea... Și... Ai vreo specie preferată? Cam. Specia mea preferată este, cred că, capra neagră. De ce îți place capra neagră? Păi dacă ești... Nu știu. Păi... Dar la școala de vară, ce vrea tu să înveți mai mult decât știi deja? Pentru că am văzut că știi foarte multe lucruri. Vreau să învăț mai multe despre speciile protejate. Da. Și cam atâta. Noi te lăsăm să înveți lucruri până vineri aici. Dacă am înțeles bine, copiii se pot înscrie în continuare până la sfârșitul verii. Timp de o săptămână pot învăța diverse lucruri despre animale, plante, dar și despre alte lucruri interesante. Răzvan, Dani, mă întorc la voi.